În 1869, inventatorul american John Wesley Hyatt a fost încurajat de o firmă din New York să ofere un premiu de $10,000 oricărei persoane poate să vină cu o alternativă pentru fildeș. Ca idee, în caz că te gândești, $10,000 pentru o invenție înlocuitoare a fildeșului nu sună atât de mult. În 1869, $10,000 ajustat la inflație, pentru că dolarul american și-a pierdut 25% din valoare de atunci până astăzi, este echivalentul în ziua de astăzi, $217,900 pentru a găsi o alternativă fildeșului. Sună ca o grămadă de bani, mult mai încurajator, și oamenii s-au pus pe treabă, iar rezultatele au fost uluitoare. Pentru prima dată în istorie, descoperirea revoluționară a dat la o parte limitele omenirii, care până atunci era încarcerată de elementele care puteau să fie obținute doar din natură. Lemn, metal, oase, fildeș în acest caz. Când oamenii au putut să conceapă noi materiale datorită acestei descoperiri, ei au explorat atât cât se putea și au crescut rapid și sigur producțiile pentru multe produse. Știu că stați pe marginea scaunului, indiferent unde se află, în ce încăpere din casă, dornici să aflați ce a fost descoperit. Și veți afla imediat, după acest clip cu iarba care crește. Invenția a fost celuloidul, o materie solidă, incoloră, flexibilă și ușor plastică, fiind obținută din nitroceluloză și camfor. Este des folosită pentru producerea filmelor fotografice și a unor obiecte uzuale, de la nasturi la elastic de păr. În principiu este bunicul plasticului. Apoi, în anul 1907, chimistul belgian Leo Beckland a conceput primul plastic sintetic complet și a bătut adversarul James Swinburne, înscriindu-și brevetul cu doar o zi mai devreme. În cel de-al doilea război mondial, plasticul și-a întins plasele în industrie și s-a dovedit a fi de un ajutor enorm în câștigarea războiului. Folosirea plasticului a crescut rapid datorită, sau din cauza, în funcție de punctul tău de vedere, capitalismului din America și a faptului că a fost dintotdeauna un material ieftin, ușor de fabricat, maleabil, util unui număr uriaș de produse. El a început să fie folosit pentru tacâmurile militarilor, ca ambalaj sau pentru haine, iar acum plasticul se găsește aproape în orice, de la simplele pungi pe care le strângem în altă pungă cu pungi până la tastatură, scaune, pești și cam tot ce te înconjoară în acest moment. Este peste tot și tare util. Mi-ar fi greu să ating o suprafață în jurul meu și plasticul să nu fie implicat în vreun fel sau altul acolo. Încerc să mă uit să găsesc un singur obiect care nu are plastic în el. Plastic, 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 plastic și chiar plastic. Iar experții spun că plasticul are 7 utilizări sau 7 categorii mari și late. Transport, producere de ambalaje, construcții, textile, produse de larg consum, 5. Mai avem electronice și mașini industriale. Plasticul a fost declarat pe bună măsură un erou, a înlocuit materiale perisabile. Acestea aveau o durată de viață relativ scurtă, cum ar fi lemnul, sau erau greu de obținut, cum ar fi fildeșul. Trebuia să mergi în junglă să fii mâncat de lei, poate. Acum, nu cred că ai fildeș pe tastatură. Cineva trebuia să planteze și să aștepte 60 de ani pentru ca un copac să crească suficient de mare încât să fie tăiat. Și cineva trebuia să meargă în safari să prindă un elefant pentru fildeș, care a trăit și el câteva zeci de ani pe această planetă. Asta dacă reușea omul să supraviețuiască din fața leilor care îl atacau. Așa că plasticul, doar turnat, cu o viață de măcar 30 de ani, unii spun sute, poate chiar 1000 în existență până când să se degradeze, a fost numită de unii chiar cea mai importantă invenție din lume, mulți punând-o, și asta o să vă șocheze pe unii, înaintea șaurmei. Dar nu vreau să intrăm în detalii pentru că este foarte stufoasă treaba. Totuși, ce faci atunci când vrei să scapi de un obiect de unică folosință, așa cum ar fi o furculiță sau o farfurie de plastic, iar materialul din care este făcut acel obiect ieftin de unică folosință, un erou, are designul duratei de viață de 1000 de ani și tu vrei ca el să fie perisabil. E bine, te trezești că ai în față o problemă și nu mică. Unul dintre factorii pentru care plasticul a devenit o uriașă problemă constă în durata lui de reciclare, între 2500 de ani, ca să se descompună complet, în funcție de expunerea la elemente. Și chiar și atunci nu dispare cu totul. În momentul de față există 51 de trilioane de bucăți microscopice de plastic, acestea cântăresc aproape 270 de mii de tone, echivalentul a 1400 de balene
albastre adulte. Miliarde de animale sunt afectate de poluarea produsă de plastic, a cauzat degradarea vieții marine, alarmant de mult, precum și viața de orice fel. S-a dovedit că toate țestoasele de mare au plastic în stomac, unul din 3 pești consumați de oameni are plastic în interior, 90% din păsările marine au plastic în stomac, peste 700 de specii de animale sunt pe cale de dispariție și populația de ton a scăzut cu peste 75%. Mai mult de atât, Forumul Economic Mondial, organizația non-profit elvețiană, a publicat un studiu despre regândirea viitorului plastic în care preziceau faptul că până în 2050 va fi mai mult plastic decât pești pe greutate în oceanele lumii. Toate dovezile sugerează că, prin urmare, contaminarea oceanului este irreversibilă, iar odată distribuite în ocean, deșeurile de plastic sunt aproape imposibil de recuperat. Se degradează în mod constant și astfel concentrația de micro și nanoplastice va continua să crească timp de 10 de ani. Iar Hiker Wespe, directorul programului marin al World Wide Fund of Nature, a spus că dacă guvernele, industria și societatea acționează la unison acum, pot limita criza plasticului. Totuși, un nou studiu publicat de Universitatea din Newcastle, Australia, dezvăluie că, și începem citatul, consumul de alimente și băuturi comune poate rezulta o ingerare săptămânală de aproximativ 5 grame de plastic în funcție de obiceiurile pentru consum, adică echivalentul unui card din plastic. Dacă mănânci mai multe alimente care pot să fie contaminate cu plastic, ingerezi mai mult, dacă mănânci mai mult din grădină, mai puțin. Mai alarmant de atât, cercetătorii au găsit urme de plastic până și în sângele uman. Într-un raport publicat în Environment International, cercetătorii au anunțat că au găsit plastic în sângele a 17 oameni din 22. Acesta a fost numărul participanților la studiu. Descoperirea este atât de recentă, încât deocamdată nu știm care va fi efectul pe termen lung al faptului că avem plastic în sânge. Pot bănui că nu e un lucru bun, dar încă nimic nu e final. Momentan nu există un nivel sigur atunci când vorbim despre microplastice, dar ce este sigur? Plasticul este capabil să mărească alți poluanți și toxine, răspândindu-le și provocând daune continue. Expunerea la chimicale din plastic este asociată imunității slabe, a cancerului sau a defectelor de naștere. Și în ciuda beneficiilor pe care le-a adus asupra umanității în general, în ziua de astăzi începe să taie din ele, să iasă pe minus. Deci avem clar și urgent nevoie de o nouă soluție. La fel de evident cum a fost în 1869, este și astăzi. Avem nevoie de ceva regenerabil, mai ales atunci când vorbim despre bunuri de unică folosință, pe care îl putem transforma în hrană sau îngrășământ pentru alte industrie și care în producție, în timp ce pare verde, să nu fie chiar mai poluant decât lucrul pe care îl înlocuiește. Lemnul sau fildeșul nu au putut să fie soluții de termen lung și nici plasticul nu este, dar avem o veste extrem de bună. Industria a înțeles treaba asta și suntem în plină tranziție de la plastic la resurse regenerabile. Curând, utilizarea plasticului va fi la fel de ridicolă cum ar fi utilizarea fildeșului pentru o tastatură de 19 lei. Shell, Braskem și Sinopec, companii despre care nu ai auzit, dar sunt mari producători și utilizatori de materie primă necesară în producerea plasticului, sunt câteva din companiile care produc tone de plastic anual. De exemplu, o companie populară de băuturi acidulate produce sau utilizează anual 200.000 de sticle de plastic, toate fiind aruncate. Am zis anual? Nu, în fiecare minut. Te-ai gândit, mă, 200.000 nu e așa de mult. Ata beau eu. Nu, e pe minut. În anii trecuți, China a produs cea mai mare cantitate de plastic, undeva la 60 de milioane de tone, un număr aproape dublu față de al doilea cel mai mare producător de plastic din lume, Statele Unite ale Americii. Conform unui nou raport cu titlul Mase plastice, costul pentru societate, mediu și economie, comandat de World Wide Fund of Nature, costul pe parcursul vieții pentru societate, mediu și economie al plasticului produs doar în 2019 a fost calculat la 3,7 trilioane de dolari americani. Este un cost pe care îl vom plăti cu privire la degradarea naturii. În ziua de astăzi sunt foarte multe companii ce câștigă un capital mai mult decât considerabil de pe urma plasticului, acesta devenind o monedă de schimb. Dacă măsurile necesare nu vor fi luate, costurile se vor dubla pentru materiale plastice produse până în 2040 la 7,1 trilioane de dolari. Această sumă reprezenta în 2017 85% din cheltuielile mondiale în sănătate. Acest raport demonstrează că guvernele și cetățenii subvenționează fără să știe un sistem de plastic unde avem nenumărate efecte negative asupra oamenilor și mediului înconjurător. Și în ciuda faptului că în anii recenți s-a descoperit un material miraculos, care nu vine adânc din pădurile amazoniene și trebuie să te înscrii într-o companie piramidală, că poate reușești să vinzi câteva cutii. Acesta nu doar că are puterea
să lupte împotriva plasticului și nu doar că este un material pe bază de plante care poate să-ți crească de 100 de ori calitatea vieții, una de care ai auzit cu siguranță și poate chiar ai utilizat-o, dar pe care stăpânii vor să o țină ascunsă. Această plantă se numește în mod colocvial, putem să o spunem cu toții în cor, iarba. Mării sau alge. Algele sunt un material atât de versatil încât îl putem consuma și utiliza în foarte multe modalități. De la utilizarea lui ca o alternativă vegană pentru o sursă bogată de proteine, ca supliment alimentar, datorită procentului de omega-3 pe care îl are, la biocombustibil, cerneală, covoare de yoga, fertilizatori, colorant și chiar hârtie. Algele ne sunt unul dintre cele mai importante ajutoare pe care le avem atunci când vorbim despre construirea unui viitor mai sustenabil. Atât de mult nu-mi place acest cuvânt, sustenabil, puteam să ne inventăm și noi unul, un viitor posibil. Acesta este un organism acvatic, în general, dar se mai găsește și în afara apei, pe copaci, pe sol, peste tot poate să realizeze procesul de fotosinteză și nu doar că poate, ci o face foarte bine. Este mai eficient în producția de oxigen și absorpția de dioxid de carbon decât plantele terestre, între 10 și de 50 de ori mai eficient. Algele sunt o specie unicelulară care există individual sau în grupuri și în funcție de specie variază în dimensiune, de la câțiva milimetri la sute de micrometri. Este foarte ușor să crești alge, cultivarea nu cere teren fertil, nu ai nevoie de cantități mari de apă dulce sau pesticide în comparație cu alte culturi de acvacultură. Microalgele de asemenea sunt capabile să crească rapid, iar de-a lungul timpului creșterea în iazuri a fost cea mai populară și ușoară metodă pentru a crește algele. Unii oameni folosesc în ziua de astăzi și fotobioreactoarele. Acestea creează un sistem închis și măresc producția de alge. Iar recent s-a descoperit un bioplastic realizat din alge care ar putea înlocui complet plasticul pe bază de petrol, transformând potențial industria de producție din într-o sursă de dioxid de carbon, în efectiv un exterminator de gaze cu efect de seră. Plasticul produce, plasticul din microalge ar extrage dioxid de carbon. Câștigă toată lumea. Mai mult de atât, interacțiunea dintre microalge și plastic poate schimba semnificativ proprietățile plasticului, inclusiv pot duce la biodegradarea acestuia, alterarea densității plasticului și comportamentul său de scufundare. Enzimele slăbesc legăturile chimice ale polimerilor plastici, iar cercetătorii încearcă să găsească modalitățile potrivite de a utiliza microalgele în a schimba materialele plastice de orice fel în metabolism precum dioxid de carbon, biomasă sau apă. Materii cu care lucrezi mult mai ușor și pentru care deja avem metode de purificare sau reciclare. Nu trebuie să inventăm altele. Mai mult, microalgele pot prelua controlul, se pot aduna și se pot lipi de microplasticele de pe suprafața lor, indiferent de dimensiunile acestora. Și există 4 etape ale biodegradării plasticului cu ajutorul algelor. Atașarea microalgelor pe suprafețe de plastic începe procesul de biodegradare și modifică proprietățile suprafaței. Pe măsură ce încep să atace plasticul, există zone din ce în ce mai multe pe care le pot ataca. 2. Biodeteriorare. Microalgele vor secreta enzime care vor biodegrada plasticul. 3. Biofragmentarea. În această etapă, materialul plastic își pierde stabilitatea mecanică și devine fragil. Iar al patrulea punct este procesul de asimilare în care filamentele microbiene și apa încep să pătrundă în plastic, ceea ce are ca rezultat descompunerea și utilizarea plasticului de către microorganisme pe post de combustibil, de aliment. În jurnalul științific Știința Mediului și Ecotehnologie, la care au lucrat 57 de cercetători și oameni de știință, se raportează mai multe povești de succes ale biodegradării plasticului, acesta nou pe bază de alge. S-a demonstrat că putem amesteca algele cu benzină pentru a face un biocombustibil pe care îl putem transforma în biodiesel și biocarburant folosind un biocombustibil, iar folosind un biocombustibil ajuți la reducerea de emisii de dioxid de carbon. Cât de mult? Un studiu a arătat că există o scădere de aproape 60%, 58,9% ca să fim mai precis, a compoziției carbonului în probele lor. Iar algele, când sunt utilizate, cum spuneam mai devreme, cu bioreactoarele, controlate de inteligența artificială, pot să-și crească producția de oxigen și absorpția de dioxid de carbon destul de mult. Ajung să fie, spuneam mai devreme, între 10 și 50 mai eficiente decât plantele terestre, cu bioreactoare, unde sunt controlate la perfecție condițiile de trai și de dezvoltare ale algelor, producția crește, sau absorpția, de 400 de ori față de plantele terestre. Să dăm ca exemplu un copac. Asta înseamnă că în timp ce învățăm să reducem emisiile de carbon și să ne creștem modelele de consum, putem începe să facem reduceri mari ale carbonului atmosferic.
mică paranteză, bioreactor. A fost inventat de un grup de tineri cercetători la Institutul Politehnic din Tomsk. Este o unitate de cultivare, este format din două tancuri mari, unde se petrece procesul de cultivare al algelor. Ai unitatea de control a nutrienților, ai blocul de încălzire și unitatea de control a iluminării. Iluminarea pe LED creează spectrul necesar algelor pentru a crește mult mai rapid, iar instalarea bioreactoarelor și a procesului din spate este automatizată. Omul nu are nevoie să consume timpul în controlarea acestuia, inteligența artificială se ocupă de acest aspect, trebuie să supravegheze, nu există mulți supraveghetori, pentru că avem în fața noastră o ramură relativ nouă a agriculturii. Dar în multe țări, producția de alge este considerată o soluție la multe probleme legate de securitatea alimentară, cum ar fi deficitul de pământ, schimbările climatice, utilizarea ineficientă și nesustenabilă a îngrășămintelor, precum și scurgerile de nutrienți asociate acestora, să nu mai vorbim de poluarea apei. Algele pot fi cultivate independent de terenurile arabile și, în special, în cazul multor microalge, produc biomasă bogată în ulei și proteine. Au eficiență spațială care depășește cu mult capacitățile plantelor terestre. Nu le pasă cât de murdară este apa în care se dezvoltă, va mai mult de atât, se pare că le place apa un pic de canalizare. Cu toate acestea, derivații din alge sau algele în sine sunt produse aproape în exclusivitate pentru piețele de volum mic și preț mare. Sunt departe de a putea fi în competiție proteinelor ieftine obținute din cereale sau din agricultură și departe de a fi competitori ai combustibilului fosil. Sander Haswickel, fondator, coproprietar și director comercial al companiei olandeze LGEM, a declarat că prețul de cost per kilogram de alge este prea mare din cauza cererii de forță de muncă, apă și energie. În prezent este în jur de 300 până la 900 de euro. Dacă poate fi redus la 100 de euro sau mai puțin, în funcție de cantitatea de alge necesară, cu cât operațiunea dumneavoastră este mai mare, cu atât va deveni mai ieftin până într-un anumit punct. La fel ca și în soluțiile de extragere a dioxidului de carbon cu centrale menite în acest scop din aer, cu cât extragi mai mult, cu cât produci mai mult, la fel ca în oricare industrie, cu cât faci mai mult, cu atât iese mai ieftin. Totuși, nu avem nevoie de soluții în momentul de față. Nu există urmă de îndoială că poluarea necontrolată de plastic, pe care o vedem în fața noastră și care continuă mai departe, este foarte probabil să devină un factor ce va contribui, din punctul de vedere al multor oameni de știință, la a șasea mare extinție de pe planeta noastră. E posibil să ducă, sau unii zic că fără, dar și poate va duce la colapsul ecosistemelor pe scară planetară. Mai multe țări, sau tot mai multe țări, încep să vină cu legi care interzic utilizarea plasticului în produse de unică folosință. De la paie, pungi, pahare de plastic, tacâmuri și multe hainele. Dar soluțiile sunt gen, hai să fim serioși. N-am acum la mine, dar vă arăt pe ecran. Bea puștiul meu acum într-o zi a primit traunchisul, niște sucuri naturale de dincolo, în pungă. Toată punga dintr-un plastic bun, rezistent, dur, paiul învelit în plastic, na, pentru că nu trebuie să se murdărească, dar paiul de hârtie. Cum toată lumea știe ce se întâmplă dacă sunteți părinți și aveți copii, rezonează foarte puternic acest gând. Se lipește plasticul și devine un nerv incontrolabil prin casă, faptul că nu mai poți să bei din pai, pentru că e hârtie. Hârtia cu apă omoară hârtia. Motiv și pentru care este biodegradabilă hârtia, dar da, e biodegradabilă în 5 minute. Dacă vrei să bei suc în 7 minute, 10 minute, da, s-a dus, s-a terminat. Paiul în sine e acoperit de plastic. Iar genul acestei de soluții, doar de suprafață, care enervează mai mult populația și o întoarce împotriva ideii de reciclare, nu sunt soluții bune. Impozitele și stimulentele economice sunt soluții mai bune. Guvernele pot impune taxe pentru a descuraja utilizarea materialelor plastice, pot încuraja alternativele bio la produsele de unică folosință, ar fi paie și pahare din carton, tacâmuri din grâu sau metal, pungi din hârtie, săculețele utilizabile din bumbac, bețișoarele de urechi din carton și multe altele. De asemenea, aceste materiale sunt mai scumpe. Trebuie să ai în vedere acest gând. E mai scump să faci un tacâm din grâu decât din plastic și e mai scump și cu privire la suprafața pe care trebuie să o cultivi, că trebuie să cultivi acum grâu pentru a face ustensile din grâu. A făcut cineva un calcul, găsiți pe YouTube, trebuie să utilizezi pentru vreo 50 de ani o pungă bio pentru a ajunge la zero cu punga de plastic. Bine, acum punga de plastic o arunci sau o utilizezi. Dar dacă tu iei câte o pungă bio la săptămână,
și faci teancul de pungi bio, nu ai salvat pe nimeni, faci mai rău. Una dintre deciziile pe care le putem lua acum, care chiar ar putea să aibă un impact pozitiv, este decizia de a recicla și de a evita în principiu cumpăratul produselor din plastic. Sau am putea să ne îndreptăm înspre zero deșeuri. Aceștia sunt oamenii care aleg schimbarea stilului de viață pentru a stimula cicluri durabile în care toate materialele consumate devin resurse noi. Este încercarea de a nu produce deșeuri. Cumperi la vrac în loc să cumperi punga sigilată. Te duci cu borganul și ții ce-ți trebuie din magazin, în loc să-l pui într-o plasă. Când vorbim de făină, zahăr și una alta, nu e atât de greu. Au făcut-o bunici și noi și trebuie putem face și noi. Viitorul este unul incert. Studiile ne previn de mult timp în legătură cu evenimentele ce se întâmplă din cauza poluării și degradării planetei noastre. Avem puterea de a schimba măcar un pic acel viitor. Mă uit în terenul din spatele casei mele, teren care n-a fost folosit pentru agricultură de vreo 10 ani, e crăpat tot, nu? Iese azotul din el și nu știu ce se fac în muntenie. Când stăteam în Ardeal, învățam la geografie despre faptul că se deșertifică Dobrogea, am zis, mă, n-are cum, hai să fim serioși. Dragii mei dobrogeni, spuneți-mi în secțiunea de comentarii cum arată Dobrogea și Muntenia mai nou. Iar antreprenoarea americană Robin Chase spunea că îmi petrec viața construind lumea în care vreau să trăiesc. Acesta este în final un sfat bun pentru oricine vrea o schimbare. Acum, acest episod desigur nu este destinat persoanelor care ard plasticul în fața casei sau în grădină. Este destinat celor care se enervează când ies seara la plimbare în urbea natală și lui miroase a plastic pentru că oamenii ori l-au băgat în foc în casă, ori în curte și în oraș de cancer. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de share, like și abonare, clopoțelul de notificare. Vreau să mulțumesc pentru faptul că sunteți de atât de multă vreme pe canal. Recent m-am uitat peste canale care îmi plăceau din România și 12 din 15 nu mai au activitate de 3 ani, 2 ani, 2 ani, de 3 ani e sporadică. Faptul că suntem still in business, încă pe platformă, e o chestie, mulțumesc tare mult. Aveți grijă de voi, vă pup.